Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră, căci o să vedeți despre ce lucruri noi, interesante, vom discuta aici, în Parlamentul European din Strasbourg. Primul meu invitat este europarlamentarul Gheorghe Falcă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc și eu. Vorbim deja destul de mult timp despre tot ceea ce înseamnă noutăți în zona de transport, mobilitate urbană, felul în care se schimbă, se dezvoltă orașele, cum apar moduri noi de transport. Hai să vedem pe ce ne putem concentra în acest moment, care sunt schimbările cele mai interesante. Trebuie să vorbim întâi de ținte. Se știe că peste 20 de ani 75% din populația Europei va trăi în mediu urban, din care 50% în mediu urban mare. Asta înseamnă că comunitățile mari trebuie să se pregătească din punct de vedere a transportului, a mobilității urbane, din punct de vedere a urbanismului, și lucrul acesta trebuie să-l aplicăm și la noi în țară. Sunt bani europeni pentru acest lucru, inclusiv în interiorul ciclului financiar 2021-2027, unde România primește 48 de miliarde de euro, enorm de mult pentru ceea ce înseamnă statul român, dar și în Programul Național de Redresare și Reziliență, unde România primește 26 de miliarde. De aceea, în acest moment, atât la nivel european, în țările din Europeană, evident și în România, pregătirile sunt în toi. Se așteaptă, de fapt, efectul acestor bani europeni în dezvoltarea acestor comunități economice, care sunt, de fapt, motoarele unei țări. Există, să spunem, exemple de bune practici în Uniunea Europeană, țări care au folosit deja acești bani, sau, mă rog, bani europeni în general, pentru a-și modifica zona de transport, și chiar a funcționat și chiar se vede? Noi de obicei ne uităm la Polonia. Polonia este modelul pentru România, pentru că au primit bani de coeziune, la fel ca și noi, au atras fonduri europene mult mai bine decât noi, de aceea trebuie să ne alegem un model. Și modelul polonez este, să spunem, pentru noi relevant, și putem constata modul în care au crescut orașele din Polonia. Atât din punct de vedere urbanistic, mobilitate, au reușit să aibă o companie care să le producă tramvaie, ceea ce este foarte important. România are în acest moment o companie românească care produce tramvaie și care deja este prezentă în București, din ce știu eu, în Galați, în Cluj, în Arad, Timișoara. Lucru foarte important, pentru că atunci când primești bani europeni, este foarte bine ca o parte să rămână în interiorul economiei românești. Impulsionarea generată de acești bani europeni va face ca multe orașe din România să meargă în direcția bună, și în acest moment, să spunem, Clujul este cel mai apreciat, pentru că are o gândire globală cu ceea ce înseamnă un viitor metrou la Cluj, cu un tren metropolitan, cu foarte multe zone pietonale în centrul Clujului și cu centre urbanistice în periferie. Este un model de dezvoltare deja apreciat la nivel european, model pentru alte țări. De aceea IT-ul poate să fie componenta economică care o să ne ajute în dezvoltarea urbanistică și în transportul urban. Hai să ne uităm puțin la felul în care, vorbeați despre ținte, felul în care ar trebui să se transforme tot ceea ce înseamnă zonă de transport din acest moment până în, nu știu, să zicem 2030, când sunt și niște ținte, apropo de tot ceea ce înseamnă exact carbon și reducerea asta. Avem țintele, fiecare oraș are ținte, pentru că a trebuit să realizezi un plan de mobilitate. Atunci când eram primar al municipiului Arad, am realizat un plan de mobilitate, și în acest plan de mobilitate îți impui să ai o lungime a pistelor de biciclete. Îți impui să ai piste de biciclete posibil de închiriat pentru cetățeni. Îți impui să ai zone pietonale. Îți impui ca în zona centrală să pătrunzi foarte mult cu transportul în comun. Îți propui să ai un număr de mijloace de transport ecologice. Atunci când am făcut planul de mobilitate și atunci când am atras bani europeni în calitate de primar, am solicitat 6 autobuze electrice și avem și după mandatul meu peste 20 de tramvaie care au adus și confort în transportul public, dar au adus și reducerea dioxidului de carbon. Mai mult de atât, în producerea
sistemului de încălzire a orașelor se fac schimbări. S-au făcut schimbări de la cărbune la gaz, lucru pe care l-am făcut în mandatul meu de primar, dar în acest moment și în această zonă sunt schimbări majore, pentru că mulți primari deja pot folosi apele geotermale pentru încălzire, pot folosi panourile fotovoltaice pentru a aduce curent în sistemul de iluminat public sau sistemul de transport. Deci acest parcurs este generat de un plan de mobilitate, de un plan de eficiență energetică într-un oraș și efectele se vor vedea mult mai repede chiar decât 2030, pentru că noi finalizăm ciclul european 2021-2027 și ar trebui până atunci o parte din banii primiți de România și de administrații locale să se vadă exact în decarbonizare și în mobilitatea publică. Tot ceea ce înseamnă schimbarea aceasta către un mod de a te transporta mult mai ecologic este și un soi de revoluție, să zicem, în interiorul orașelor. Da? Să ne gândim doar la ceea ce înseamnă construirea de piste de biciclete, la felul în care trebuie să interconectezi totul. Se poate face lucrul acesta în orașe care deja sunt construite, să spunem, haotic, cum sunt la noi în țară, multe dintre ele. Se poate face pentru că faci un plan și îl pui în aplicare în etape. Mai mult de atât, ca să ne dăm seama cum se va mișca și economia, pentru că în momentul în care realizezi în zona centrală o zonă pietonală, te conectezi la transportul public. Foarte multe companii au plecat din periferia orașului, din zonele industriale și compartimentul de contabilitate, de resurse umane, l-au adus în centru, câștigând timp pentru ceea ce însemna deplasarea angajaților, câștigând bani, pentru că nu mai faceau astfel de deplasare, dar și reducând din ceea ce înseamnă poluarea, pentru că acești oameni nu mai pleacă spre periferie. Asta înseamnă că în zonele centrale vor apărea clădiri de birouri, clădiri de birouri moderne și asta schimbă foarte mult fața orașelor. Lucrul acesta deja îl vedem în marile orașe din România, în special în București, vedem foarte multe clădiri de birouri în zona centrală, ceea ce creează un downtown important pentru fiecare comunitate și lucrul acesta va permite ca cetățeanul, prin deplasarea din mijlocul de transport în comun, direct într-un birou, să evite folosirea mașinii și să folosească cel mult transportul în comun sau bicicletele. Acesta este pasul care produce o mare schimbare pentru ceea ce înseamnă centrul orașului și ceea ce înseamnă un gen de economie pe care de obicei am vrut să o ducem spre exteriorul orașului, dar o parte din ea va veni în interiorul orașului. Ce facem între timp, cum se spune? Că, sigur, toată lumea își dorește să fie un oraș foarte bine organizat, în care să circul foarte ușor, dar tot ceea ce înseamnă construcții vor bloca, de fapt, pentru o perioadă destul de serioasă, tot ceea ce înseamnă trafic într-un oraș, vor crea nervi suplimentari. Sigur, nervi suplimentari, asta este situația. Cum se trece de această perioadă? De obicei se trece cu un disconfort, dar dacă tu comunici în calitatea ta de primar cu oamenii, le arăți proiectul, îl pui în dezbatere, oamenii înțeleg că așa se produce schimbarea. Nu poți să aduci, dau un simplu exemplu, canalizare unui om acasă, dacă nu îi spargi în fața casei trotuarul și faci un mare șanț. Nu poți să aduci gazul în proprietatea omului dacă nu îi creezi un disconfort. Cetățenii, în general, acceptă acest disconfort pentru că sunt conștienți că lucrul acesta duce la o îmbunătățire a calității vieții lui. Și atunci când vorbim de administrațiile locale, toate administrațiile locale ar trebui să aibă o strategie a ridicării calității oamenilor, calității vieții oamenilor. Asta e foarte important pentru ceea ce înseamnă viitoarea evoluție urbană. Trebuie să conștientizăm că aici ne ducem mare parte din viață, să conștientizăm că avem nevoie de rapiditate, avem nevoie de mișcare ușoară, avem nevoie de această mobilitate pe transportul în comun să ne permită să avem confortul de a ne duce în costum la lucru, da? Toate aceste lucruri pot fi câștigate prin studiile care ne duc la ceea ce înseamnă creșterea calității vieții oamenilor și oamenii vor accepta aceste schimbări.